Bună ziua, bine v-am găsit la conferința de presă premergătoare meciului cu CSE Universitatea Craiova, care va avea loc la Mediaș. În deschiderea conferinței am să rog pe domnul Eric Linca să prefațeze meciul de duminică și apoi pe Ioan Filip să expună câteva idei în legătură cu partida de la Mediaș. Da, întâlnim echipa care anul trecut a terminat pe locul 3, o echipă care în fiecare sezon își propune să câștige campionatul și cupa. Din punct de vedere al vremii, am înțeles că va fi foarte cald și asta cred că va afecta foarte mult ritmul jocului. Mi-aș dori mai mult să-i afecteze pe ei decât pe echipa mea. În rest, am urmărit cu interes jocul Craiovei cu cei de la Sepsi. Bineînțeles că și în această seară ne vom uita la ei. Echipa noastră, după punctul obținut cu cei de la FCSB, unde nimeni nu ne dădea prea mari șanse, sper eu să continue să aibă o atitudine bună, să fim la fel de demotivați, de determinați pentru a obține toate cele trei puncte în joc. Nu pot să nu remarc faptul că ei vor juca în această seară și vor avea mai puțin timp pentru a pregăti jocul cu echipa noastră și de aceea, sincer, mă aștept să fim echipa mai proaspătă din punct de vedere fizic, să ne creăm situații de a marca și de ce nu să câștigăm. Probleme de lot nu avem. Așteptăm cu interes jocul de duminică seara. Ne așteaptă un meci cu o echipă care an de an a fost în play-off, cu un buget foarte mare pentru Liga 1, care își propune an de an să câștige și campionatul. Cu siguranță noi venim cu un moral bun după meciul de la București. Plus ei o să aibă un dezavantaj, să zic așa, că joacă și astăzi. Timpul lor de revenire e mult mai scurt. Și noi sperăm să facem un meci la fel de bun ca cel de la București. Întrebări pentru... A surprins un Cluj plăcut la FCSB. Atitudinea este cea care poate face din nou diferența, pentru că bine, a fost multe lucruri pozitive, dar mi s-a părut cumva că atitudinea a fost la cote înalte. Da, pe mine de multe ori poate așa puțin mă deranjează că lumea e surprinsă. Nu știu de ce e surprinsă, pentru că noi și cine trebuia să-și facă temele, poate nu și le-a făcut prea bine. Noi și în perioada de pregătire am avut jocuri foarte bune, am spus. Aici știți foarte bine că m-ați întrebat dacă sunt îngrijorat că nu am reușit să marcăm. Vedeți, în jocurile amicale urmărește anumite aspecte care, după aceea, cu siguranță, în jocurile oficiale e important să apară, dar în același timp trebuie să luăm în considerare că în jocurile oficiale jucătorii au și o primă de joc, motivația e alta, determinarea e alta decât în jocurile amicale. Și de aceea, pentru noi, și eu mi-aș dori foarte mult, până la urmă, să încercăm să implementăm acest stil de joc agresiv. Până la urmă, reprezentăm un club cu un anumit spirit și cred că eu, din punctul meu de vedere, cam acesta ar trebui să fie spiritul Universității Cluj. Trebuie să fim responsabili, trebuie fiecare jucător, ca să-și câștige locul în teren, să se ridice la nivelul așteptărilor acestei echipe. În rest, cu siguranță și duminică nu putem să jucăm diferit, îmi doresc același lucru, dar duminică mi-aș dori foarte mult să obținem cele trei puncte. Mă gândesc că nu veți supera foarte multe schimbări la de start. Eu nu știu.
poate știi tu, dar chiar nu știu, astăzi chiar nu-mi dau seama ce... Adică astăzi nu am o formulă de start în gând. Vedem, am spus tot timpul că sunt antrenorul căruia îi place să dea șansă tuturor jucătorilor. După aceea știți că avem și jocul de vineri, imediat la 5 zile. Cu siguranță se vor opera schimbări în echipă. Va fi mai greu de abordat acest meci, având în vedere că cei de la Craiova au fost puși în gard de evoluția de meciul cu Cezile și se așteaptă la... Da, ați văzut, în general niciodată n-am fost antrenorul care să mă plâng de ceva sau de vreo situație sau... Pentru noi important e, cum spuneam și mai devreme, să avem același spirit, să avem încredere unii în alții, că este foarte important, așa cum eu am mare încredere în jucătorii mei, la fel și ei trebuie să aibă în anumite situații încredere în, eu știu, în tactica pe care le-o prezint. Poate uneori e mai dificil să o pună în aplicare, dar consider că la fel și în jocul cu FCSB, în care poate multe echipe s-ar fi dus și ar fi stat pe 30 de metri, pe 25 de metri, noi am încercat să schimbăm, să ne schimbăm, de fapt, nu știu dacă pot să zic să ne schimbăm, că noi în general așa am jucat și la Liga 2 și cu Dinamo, știți foarte bine că am jucat destul de sus ca și echipă. Dar acum rămâne doar să fim pozitivi, să avem încredere în posibilitățile noastre și în același timp mă aștept să avem o mare susținere în tribune. Da, am spus, Canicula în perioada asta e un adversar al ritmului de joc. Una e să joci în nocturnă la ora 21-21.30 și alta e să joci la ora 18.30, chiar acum mă uitam pentru mâine la antrenament, cel mai cald e la ora 18, 34 de grade. Dimineața am văzut că în general aici la Cluj sunt 25-26 de grade, 28 de grade, e mult mai bine, dar după masa este foarte cald, dar de-aia avem și antrenamentul de mâine la aproximativ la ora jocului ca să ne adaptăm cu temperaturile care vor fi... cred eu, în următoarele săptămâni, de fapt. Da, pentru tine, mediașul, nu e așa o noutate ca idee, trebuie să te pare cu ca acasă, dar te aștept totuși să fie alta atmosfera, în cont că atunci nu vrea știi cu o echipă cu suporte fanatici. Cu siguranță o să fie, pentru că oamenii ne iubesc, mai ales am avut și un rezultat pozitiv cu FCSB-ul, cu siguranță, pentru că la Mediaș când eram, veneau vecinii și prietenii. Acum e total diferit și cu siguranță aportul lor contează foarte mult. Și trebuie să-i facem ca atunci când revenim pe Cluj Arena să fie un număr cât mai mare. Și avem nevoie de rezultate pozitive. Pentru voi ce înseamnă această remiză obținută pe terenul vicecampioane? Dacă ne zicea cineva înainte de meci că în egal, eram mulțumit așa un pic, parcă după meci, parcă puteam mai mult. Adică am avut și situațiile care puteam să închidem jocul. Au avut și ei cei de pe echipă solidă, dar parcă merita mai mult. Spuneați că după meci cu FCSB se vorbește foarte mult și prea mult despre arbitrarea. Cum a fost primul meci în sâmbătă, cel de la București, general, acum consider eu, antrenorii suntem mult mai liniștiți, adică eu chiar nu mai am o problemă cu arbitrajul atâta timp cât știu că mai ales în fazele importante există și VAR-ul care poate să să ia decizia cea mai bună. În același timp, vedeți, pe parcursul unui joc sunt și faulturi, anumite auturi care poate arbitrii le interpretează greșit. Dar, zic eu, fazele principale se pot interpreta corect atâta timp cât VAR-ul funcționează. În același timp, eu spuneam despre acest joc cu FCSB și aceste multe discuții despre arbitraj, în care toată lumea a discutat mai mult despre posibilul penalti la Pires.
Dar nimeni nu vorbește că în minutul 3 Șerban treia să ia roșu. Sau, la un moment dat toată lumea a fost de acord, dar hai să vedem cam cum a decurs jocul și care au fost situațiile până am ajuns la acea situație, da? Și nu cred că FCSB a fost dezavantajată. Din punctul meu de vedere, FCSB a fost avantajată că Șerban n-a luat roșu în minutul 3. Și cam asta este părerea mea despre situația cu arbitrajul. În rest, nu cred că a influențat în vreun fel arbitrajul rezultatul de duminică seară.